ați venit pe canalul meu sau revenit după caz. Haideți să punem aici produsul. Astăzi am un clip scurt pentru voi. Am fost cu Giulia la mall să luăm cadou pentru 3 persoane. Avem sărbătorițe în weekend. Și am intrat la Miniso. Zic, Giulia, hai că tot n-am apucat să mergem la Jumbo. Intrăm la Miniso să cheltuim banii aiurea. Așa că am văzut acest dispozitiv care mi-a sărit în ochi. Pentru că, după cum vedeți și voi, seamănă cu Foreo, numai că este 35 de lei. Și zic, ok, Giulia, pe ăsta trebuie să-l luăm, să îl testăm pentru YouTube, să vedem cum este. Varianta mai ieftină și este Silicone Facial Cleaner și are Sonic Vibration și Waterproof. Așa ne avertizează bălinuța aceasta mică. După cum se vede, este sigilat, nu l-am desfăcut. Să vedem cum se desface. Vreau să citesc instrucțiunile, că așa scrie pe spate. Am citit doar pe spate. Și spune că trebuie să mai întâi să citești manualul. Foarte bine. Am văzut care aici manualul. Așa, după aceea să nu stea la dispoziția copiilor. Să nu folosim mai mult de 3 minute. Pentru urs personal, să nu îl împarți cu alte persoane, mai ales astăzi. Da. Și dacă ai orice fel de boală sau simptome, să consulți doctorul. Băi, zic că n-am. Băi, dar cum se deschide? Am dat așa. Ok, să-l desfacem, să vedem cum arată. E interesant. Zici că e Foreo. Dacă îl vezi de mai departe, zici că e Foreo. Deci el arată așa, are perii aceștia și mai are și pe partea aceasta. Niște peri mai mari, ăștia sunt mai fini și aici sus, dacă se vede și la voi, aici sus mai are iarăși peri mai mari. De aici cred că se deschide. Da, lock, unlock. Și va trebui să punem baterie. Dar să citim și instrucțiunile. Le citesc eu și revin ca să nu vă țin prea mult. Ok, haideți să vă citesc și instrucțiunile. Acestea sunt în engleză și în... într-o limbă din aceasta care nu știu ce este, chineză, japoneză, coreană. Una din limbile de mai sus menționate. Bun. Și ce scrie? Că se folosește pentru... Are pulsații sonice, perfect pentru... Doamne. Perfect pentru a folosi în fiecare zi. Și exfoliază ușor pielea și... Doamne, bine zic, înlocuiești. Deci. Removes. Îndepărtează. Și îndepărtează mizeria și uleiurile. Pielea pare mai lucitoare. Doamne, zici că stâmpită. Pielea pare mai luminoasă și sănătoasă. Și este ideal pentru normal, sensitive combination or oily skin types. Bun. Scrie să clătim suprafața siliconată sub apă, să-l scuturi și după aceea să îl ștergem machiajul de pe față. Să aplicăm cleanserul preferat și să nu folosim clay-based cleanser, silicone-based or grainy cleaners. Exfoliator scrubs, pentru că afectează perii. Dă-mi Giulia. Am și asistent aici care mi-a pus baterie. Afectează perișorii dacă avem exfoliant în acela mai dur. Bun, după aceea să-i dăm drumul și să-l folosim așa. Dacă mai dai din mâini, mă enervezi. Asistenta mea mă enervează. Da? Deci o să fie un clip mai lung puțin. Bun, scrie că se folosește de pe... pomeți, în mișcări circulare, from the bottom to the top, deci de jos în sus și în afară. La fel sub ochi, se dă în exterior și pe frunte prin mișcări circulare, ca să nu mai lungim povestea, să vorbim prea mult. Bun, scrie să nu îl folosești mai mult de 3 minute și nu mai mult de 15 secunde pentru fiecare zonă în parte. După aceea să clătești bine... și să folosești un prosop și la fel spune că dacă nu l-ai mai folosit, s-ar putea ca prima oară pielea să fie mai roșie, dar apoi va trece și în timp se obișnuiește cu produsul. Bun, merg să demachiez și să-mi aplic pe față
am cleanserul acela de la CeraVe, care este foarte gentil, și revenim să vedem cum se comportă imediat. Gata, am revenit. Am clătit puțin cu apă. Aici avem cleanserul de la CeraVe, după cum îmi spuneam. Întindem puțin pe față și pe nas. Este un cleanser foarte delicat cu pielea. Și aici avem șervețel, să ștergem restul de pe mână. Mai trebuie unul. Și haideți să dăm drumul la aparat. Numai că nu scrie ce parte trebuie să folosești. Cu perii aceștia mai mari sau perii aceștia mai mici. Dar mă mai interesez eu. Bun. Are aici buton de pornire. Se aude. A, ce drăguț e. Deci, mișcări circulare spre exterior. Așa spune. Să începem cu obrajii. Nu mă roșesc, nu? Trecem și în partea alta, nu mai mult de 15 secunde în fiecare parte. Și pe nas. Pentru 35 de lei este super. Giulia, tu trebuie să numeri ca să știu când trec 15 secunde. Așa, și pe frunte tot cu mișcări circulare. O să mă mai uit eu să văd dacă spune cumva ce suprafață trebuie să folosești pentru ce zona anume, pentru că are mai multe, v-am zis. Ia să începem. Încercăm și cu partea aceasta mai... cu perii mai mari. Da. Eu zic că este super. Super ok. Chiar merită. 35 de lei, adică oricum. Nu am pierdut o avere în cazul în care nu este bun. Dar este ok, sigur. Îl vom mai folosi. Să ne întoarcem la perii aceștia mai mici. Că aici scrie că poți să folosești și sub ochi. Și cred că este suficient. Nu, uite că mă uit la cameră de când filmez. Deci nu avem 3 minute. Dă-mi oglinda mai jos să văd și eu. Așa. Să m-am roșit? Nu. Nu. Chiar e greu. Și e prima oară când folosesc. N-am folosit nici Foreo până acum, nimic. Bun, să-l închidem. Și acum să venim și cu impresia finală. Da, eu zic că merită. Merită cu prisosință, 35 de lei. Este super. Super, super, super. De la Miniso, eu l-am luat din mall de la Băneasa, dar cred că au și online. O să mă uit și vă las în descriere dacă au și în online. Ok, cam asta a fost clipul de azi. Până la următorul clip, vă pup și vă îmbrățișez cu drag! Mulțumesc pentru vizionare!